Sofia Vergara și mafia Cosa Nostra. Este o poveste adevărată ce urmează să vă spun. Mi-am amintit să vă spun pentru că am văzut acum serialul de pe Netflix, Griselda, cu Sofia Vergara. Se pare foarte bun serialul. E despre o tipă care a condus mafia din Miami. Griselda Blanco se numea. A ținut în mână toată cocaina din Miami timp de vreo 30 de ani. Sofia Vergara face un rol excepțional, cred că își dă masterat în actorie în serialul ăsta de pe Netflix. Este total pe contra-amploa rolul, și, adică total diferit de ce a făcut ea până acum în Modern Family. Și mi-am adus aminte să vă spun această poveste, care este 100% adevărată. Am aflat-o când am locuit în Miami. Eu am o perioadă când nu aveam copii și eram tânăr și neliniștit, locuiam în Miami pe iarnă. Cât mai mult timp puteam, locuiam acolo. Și am aflat despre un mafiot care se numește, pentru că trăiește, Chris Pacello. Îl găsiți și pe Instagram dacă vreți să-l urmăriți. Găsiți și un film despre el, se numește Kings of South Beach. Acest mafiot Chris Pacello, când era tânăr, a locuit la New York și era afiliat cu familia Bonanno, cu clanul Bonanno, apoi mai târziu cu familia Gambino, amândouă din Cosa Nostra. El făcea niște jafuri armate și unul din jafurile armate pe care le-a făcut a și omorât pe cineva. Nu sunt sigur dacă el, dar în orice caz echipa care jefuia în seara aia, cred că el era, cum se numește, getaway driver, adică șoferul care aștepta afară în timp ce băieții erau înăuntru, jefuiau pe cineva. În orice caz a pus mâna pe bani, destul de mulți, parcă vreo 300 de mii, pentru vremurile alea erau foarte mulți bani. Și a plecat, s-a mutat la Miami. La Miami a deschis unul dintre cele mai tari cluburi care au existat vreodată în Miami, se numea Liquid. Și acolo el s-a împrietenit cu foarte, foarte multă lume. Dacă căutați Chris Pacello pe Google sau la el pe Instagram, o să vedeți că era chiar prieten destul de bun cu Madonna. Madonna era o prietenă apropiată a asociatei lui Chris Pacello. Chris Pacello a deschis Liquid cu o tipă din Miami care era cosmopolită. Deci Madonna era o prietenă și o frecventat des clubul. Donald Trump venea acolo, Mike Tyson, Jennifer Lopez, mă rog, cine vrei și nu vrei. Puff Daddy era des la Liquid. Bun. Ideea este că el a fost în această lume foarte bine ancorat, foarte mulți prieteni și-a făcut și la un moment dat el a fost pus sub acuzare pentru crima de la New York, a fost dus la New York să, mă rog, inițial la tribunal, apoi să-și ispășească pedeapsa, a făcut niște ani în închisoare. A reușit să iasă mult mai devreme decât termenul pentru că a colaborat cu FBI-ul. A fost niște capturări record datorită colaborării lui și niște arestări record, nu mai știu, zeci, sute de membri ai Cosa Nostra au fost arestați ca un domino, au căzut unul după altul datorită informărilor pe care el le-a făcut pentru FBI. El, înainte să fie arestat, a fost iubitul Sofiei Vergara. A fost cu Sofia Vergara o perioadă. Până aici, toată povestea asta, Chris Pacello, puteți verifica pe Wikipedia. Faptul că a fost scris Chris Pacello, Sofia Vergara. Legenda spune, că aici începe legenda, nimeni nu știe adevărat, că el înainte să se ducă la închisoare, înainte să fie transferat de la Miami la New York, a vorbit cu niște persoane influente de la Hollywood, pe care el îi știa foarte bine, și le-a cerut să aibă grijă de Sofia. Adică a spus, bă, uite, vă trimit pe Sofia Vergara la Los Angeles, eu nu mai am cum să am grijă de ea, vă rog să-i dați posibilitatea să meargă la castinguri, să aveți grijă să joace, să participe la proiecte și așa mai departe. Adică legenda spune că Chris Pacello a pus umărul în ridicarea Sofiei Vergara, care astăzi cu acest super serial Griselda de pe Netflix dovedește că și dacă a pus Chris Pacello umărul și dacă nu, ea chiar a meritat.